Bună ziua! Ce și voi, te-ai venit acasă? Da, Olec. Hai că mi-am luat ceva frumos, hai să arăt. Și ți-ai luat? Ia să vă. Nu-i faină? Da. Cum da, uite ce frumoasă, uite ce culori faine are. Da. Și geamul fumuri? Parcă și era mai frumos. Cum mai era mai fain? Nu vezi că asta are tobă de aia sport? Dar ce, nu-i de mâncare? Ei, e pentru gălăgie. Ai pe cineva în portbagaj care bate toba? Nu, ăla e subwoofer. Adică ce înseamnă? Aia înseamnă că e faină asta, zic, e mișto. Mai tare îmi plăce șelanta. De ce? Păi, parcă era mai mare, avea portbagajul mai mare. Păi, da, într-adevăr e mai mică, dar ce făceam cu atâta spațiu? E străbă, uite, că mai cari una alta la București. Păi ce fac? Unde? Cât car? Ce car 7 porci? Da, dar dacă ți-i place, nu-i tot așa era mai bun și culoarea și era mai încăpătoare. Mie așa mi s-o păr. Ei, știu acum, ce fac cu atâta portbagaj? Ce-mi trebuia mie cât de mai portbagajul? Ce car am în portbagajul ăla? Hai mai repede. Vezi pentru ce era bun un portbagaj mai mare? Hai, până acasă mai avem o două drumuri de făcut. Hai. Trebuia să-mi iau break. Da. Thank you.